Hai, salut! De azi începem o serie de provocări care sunt simple, dar distractive. Scopul este să promovăm cuburile lui Rubik și diferite puzzle interesante. Bun, am aici așa un puzzle din nivelul 1, care este foarte simplu. Este compus din două piese identice, care împreună, dacă sunt unite corect, formează o piramidă. Uite așa. Deci voi transmite acest puzzle la echipa mea, care se află acum în Chișinău, și hai să vedem cum să-i spravesc cu oamenii cu acest puzzle așa de simplu. Mersi, Ion. Da, noi astăzi ne aflăm în centrul Chișinăului și dorim să-i provocăm pe tineri cu aceste două piese de puzzle. Așa că hai să vedem cine dorește azi din zona asta de confort și să-și pună puțin minte la încercare. Să-i dăm start. Am o provocare pentru tine. Ești de acord să participi? Da. Uite, am două piese de puzzle. Din tâi trebuie să faci o piramidă. Piramidă ca în Egipt. Și o să pun în țălea, că mintea în mișcare. Timp de 30 secunde, dacă voi să faceți piramida, o să vă remunerez cu 100 de lei. Dacă nu, vă arăt rezolvarea. Cine din voi încearcă? Bine. Uite, eu ți-l dau în mână, te uiți la dânsele cât dorești, fără ca să le atingi. Uite așa o poză, ca să ai imaginația. Și te gândești cum ar fi posibil ca să faci piramida. Și te gândești, când ești gata, eu pornesc secundomerul și începi să rezolvi. Nu, hai, desi și hai, eu pornesc timp. 3, 2, 1, start. Hai, start. 30 secunde, start. Start. Au trecut 10 secunde. Au trecut 15 secunde. Au trecut 15 secunde. Au trecut 15 secunde. Cât timp trebuie? 30. Dacă mai este nevoie, mă dau 10 secunde bonus. Da, cu vârful în sus. Păi, cum să le pun? Rămas 5 secunde. Așa direct s-a dus. Hai încă 10 secunde bonus. Hai mai încearcă. Nu? Încerci tu? Nu încerci? N-am văzut. Au rămas 8 secunde. Mai dau 10 secunde bonus? Au rămas 5 secunde. Mai dau 10 secunde bonus? Erai pe aproape. Tare pe aproape. Tu lipsi așa? Iată așa. Trebuie invers. Bun. Nu? Uite, ți arăt eu. Uite, majoritatea le uniți așa. Așa. Da? Dar nimeni nu rotește. A. Simplu. Stop. Mai încerci să rezolvi, dar mai în afara concursului. Sau ți arăt eu rezolvarea? Eu nu știu, chiar nu știu. O să încerc eu? Uite, simplu. Da. Te-ai încercat numai când partea invers. Da, da, da. Vă arăt eu rezolvarea? Da. Te voi lăs pus așa? Da. Simplu. Ține. Uite, inițial, trebuie să le pun așa. Da. Nu trebuie să rătești așa. Băi, serios. Serios. Tu ai pus-o, tu trebuie. Simplu. Am pus-o. Simplu. Nu știu, chiar nu știu, nu-mi dă în cap. Uite. Ți le-ai pus așa piesele, da? Da. Trebuie să le rătești. Simplu. Mamă, și de ușor ai. Da, asta e piramida. Ah, ok. Gata. Super, bravo. Dacă puteți să-mi dați un follow. Uite, ține aici 100 de lei. Am două piese de puzzle. Da. Din ele voi trebuie să faceți o piramidă. Da. Timp de 30 de secunde. Dacă voi faceți, vă dau 100 de lei. Mm. Eu cum ți le înmânez, și ne înșearcă. Și poți să te uiți cât timp dorești. După asta când spui că ești gata, da, eu pornesc timpul și tu începi să rezolvi. Da. Eu cu să arăt poză de două piese și așa deja piramida gata. Eu... Acum n-ai voie să le unești. Eu am înțeles, am înțeles. Nu mai te gândești. Avem cât voie timp să gândim. Cât timp dorești și îmi spui că ești gata? Da, pe YouTube. Ca în Egipt. Ca și cumva așa ascuțit. Și în sus amândouă. Și mai mare, mai mitios, mai mare. Dar avem un indiciu? Nu. Dar e posibil, da? E posibil, da. La urmă vă arăt. Da, dacă voi nu rezolvați. A, nu. Uite, gen vezi că jos. Păi mai întâi în unghi așa e sus. Da, asta e pe partea... Asta e partea de jos. Băi, și trebuie și cumva ta simplu și nu-i zine niște proști. Și nu-i zine. Bun, dar hai pornim și simplu și ne-am. Eu nici pare cum trebuie să le uniești, nici pare cumva prost, trebuie să faci ca pe departe. Start! Hai! Super! Ah! Bravo! Oh, simplu! Simplu! Șlefong! Caroce, 1, 2, 3, 4... Mersi, mulțumesc pentru participare! Mulțumesc pentru participare! Bravo! Mulțumesc pentru participare! Mulțumesc pentru participare! Deci, pentru ziua de azi, provocările noastre la sfârșit. Astăzi am reușit să pierdem doar 200 de lei, în schimb am bucurat mai multe persoane, cărora nu le-a fost frică să iasă din zona de confort să-și pună puțin mintea în mișcare. Așa că fiți fir
și ne vedem la următoarea provocare. Ion, ia piramida înapoi. Da, eu cred că băieții au fost bravo și s-au isprăvit cu prima misiune. Dar tu, dacă ți-a plăcut, neapărat abonează-te și pune un like, că nu-i cu bani. În schimb, pe noi ne ajută să organizăm mai multe provocări de acest gen. Ne vedem în videoul următor. Pe curând!